Scriitoarea Carmina Har va aduce la Roman Premiul Nobel pentru Literatură. Anul acesta va avea prima participare, dar nu se va lăsa până nu-l va câștiga. Anul acesta particip pentru prima dată pentru Premiul Nobel. Eu am de gând să particip în fiecare an până câștig. Editura din America, cu filială în Marea Britanie, m-a propus pentru Premiul Nobel. Din păcate, nu am avut susținerea instituțiilor din România. Ei au spus că nu sunt responsabili pentru o astfel de recomandare. Și am înțeles de ce România nu are Premiul Nobel. Ne-am spus să stea relaxați pentru că am legături în exterior și mă pot propune ei. Dar este trist. Este trist pentru că noi avem autori de valoare în România, autori care au peste 100 de cărți și cu siguranță ar avea șanse maxime să primească Premiul Nobel. Acum totul depinde de mine. Mult, mult succes și sunt mulțumesc sigură că romașcanii sunt alături. Mulțumesc. Și transmit așa mulțumesc o vibrație mult pozitivă. Exact, am nevoie de vibrație înaltă. Vă mulțumesc mult și vă iubesc. Acesta nu este singurul proiect al scriitoarei cu origini mușatine, cât de curând vom viziona și un film pus pe peliculă nu în alt loc decât Hollywood.